Preadolescența de la provocări la oportunități O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală clasa a șaptea Îți amintești cele două resurse, eu acum și dificultăți sau provocări, în care am prezentat câteva schimbări specifice acestei perioade din viața ta? Dacă nu-ți sunt cunoscute, te invit să le vizionezi pentru a înțelege mai bine conținuturile abordate mai departe în această resursă. Gândindu-te la provocările cu care te confrunți acum, este foarte important să știi că acceptarea acestora nu exclude posibilitatea de a avea eșec. Important este să fii creativ și inventiv în căutarea de soluții, chiar dacă asta înseamnă uneori să ieși din zona de confort, să te confrunți cu temeri sau insucces. Și din eșec poți învăța foarte multe. Vorbește cu un adult în care ai încredere despre provocările la care trebuie să le faci față. Nu alege să taci. De asemenea, poți discuta, citi sau urmări documentare despre provocările cu care s-au confruntat la această vârstă și modul în care le-au depășit persoane pe care le admiri și pe care le consideri modele pentru tine. Iată o listă cu provocări pe care le trăiesc alți elevi de vârsta voastră. Vi se par cunoscute? Analizați-le cu atenție și gândiți-vă ce ați putea adăuga. Provocările cu care te confrunți la această vârstă pot fi diverse. Pentru a avea o listă cât mai completă a acestora, împărțiți-vă în grupuri de câte 3-4 elevi. Luați o coală de flipchart și scrieți numele grupului vostru într-un colț al colii. Discutați între voi și notați provocările cu care vă confruntați în această perioadă. Fiecare grup își va expune coala de flipchart completată, la fel ca într-o galerie de artă, apoi fiecare elev Va vizita galeria și va analiza fiecare produs. Veți putea adresa întrebări de clarificare și completa cu alte idei în partea de jos a paginii. Regula care trebuie respectată este folosirea unui limbaj decent de a nu face comentarii nepotrivite, luând de râdere sau trata tema cu neseriozitate. Având în minte provocările notate, discutați între voi și identificați modalități prin care le puteți depăși. Chiar dacă preadolescența te întâmpină cu o serie de provocări la care trebuie să le faci față, aceasta îți oferă și o serie de oportunități de care trebuie să profiți pentru a depăși cu bine această perioadă din viața ta. Provocarea de a face față certurilor cu familia pe tema petrecerii timpului liber cu prietenii, de exemplu, îți poate oferi oportunitatea de a descoperi oameni cărora le pasă de tine și de viitorul tău, adică cei din familie, sau îți poate oferi oportunitatea de a-ți organiza mai bine timpul cu ajutorul lor. Trecerea bruscă de la o stare emoțională la alta, de la furie la bucurie, de exemplu, Poate fi o provocare care îți oferă oportunitatea de a te cunoaște mai bine prin identificarea modului în care reacționezi în anumite situații, însă îți poate oferi și exemple de modalități în care poți controla aceste trăiri și manifestări. Fiecare provocare este o invitație pe care, dacă o refuzi, poți pierde oportunități, adică șanse sau ocazii care te pot ajuta să te descoperi, să evoluezi. Să te dezvolți, să înveți. Discutați în grupurile anterior formate și scrieți exemple de oportunități posibile pentru provocările identificate. Analizați fiecare produs realizat de colegii voștri și expus în galerie, discutați pe marginea oportunităților identificate și completați cu alte idei în partea de jos a paginii. Imaginea prezentată vă descoperă câteva exemple de oportunități pe care vi le oferă preadolescența. Voi ce alte oportunități ați identificat în exercițiul anterior? Pentru a reuși să traversezi mai ușor această perioadă, transformă dificultățile în provocări și provocările în oportunități. Discutați între voi pe marginea citatului prezentat. Împărtășește cu adulți de încredere provocările cu care te confrunți și descoperă oportunitățile care se află în mijlocul acestora.